Domnule profesor, ce spune acest domn, care în momentul de față este, sigur, lumea să uite la el, tocmai pentru faptul că ar fi spus, și de fapt a spus, că în februarie, în această zonă va avea loc un cutremur major. Se bazează pe elemente științifice, luați în considerare ce spune domnul din imaginea anterioară? Mă rog, nu știu prea multe despre metoda pe care o folosește. Din câte mi-am dat seama, se referă la corelația între pozițiile planetelor și activitatea seismică. Personal, sunt foarte sceptic, atât privind predicția, în sensul în care înțelegem noi predicția, cât și metoda folosită. Dar lucrurile se pot analiza. În orice caz, pentru ca o predicție să fie cu adevărat corectă, trebuie să îndeplinească câteva criterii, patru criterii. Să precizez locul, momentul când se produce cutremurul și mărimea lui și în plus să ai o metodă care să poată fi verificată de către specialiști. Adică dacă metoda respectivă va fi verificată cu obiectivitate, deci m-aș bucura să fie... Și mereu de rezultate. Verificat. Și mă rog de rezultate, atunci poate fi luată în considerare. Dar să știți că până în prezent sunt cam 12 cutremure magnitudine peste 7 pe glob în fiecare an și nu s-a făcut nicio predicție. Deci nu înseamnă că nu, odată și odată poate că se va face. În orice caz este o problemă extrem de dificilă. Și un cutremur de asemenea mărime, cum a fost cel din Turcia, totuși din toate studiile care se fac de către specialiști, nimeni n-a putut să prevadă că se va produce acest cutremur la această... Am să mă ridic, i-am spus pe colegii mei. Japonezii stau prost cu predicția. Deși i-au studiază de zeci de ani și nu au reușit să prezică până acum niciun cutremur. Vreau să vă arăt ceva foarte important și beneficiem de prezența dumneavoastră, pentru care vă mulțumim în seara asta. Sunteți un specialist extrem de respectat și cred că ce spuneți dumneavoastră e important. Ce avem noi pe harta asta? Noi avem aici replicile pe care au fost după cutremur. Pentru că dacă ne uităm, vedeți mai multe seturi de culori, cu roșu ultima oră, cu galben ultimele 24 de ore și cu albastru mai mult de 24 de ore. Nivelul sau dimensiunea pe care s-a întins acest cutremur este ceva incredibil, nu, profesor, nu? Vreo 300 de kilometri. 300 de kilometri, da? Uh-huh. Și în anumite zone, mai ales în zona aceasta, a fost extrem de puternic. Prima dată când am văzut imaginile, aici la Adana, de exemplu, s-a simțit foarte puternic cutremur, am văzut imaginile, nu au fost replici. Însă, vedeți dimensiunea acestor replici și pe ce distanță uriașă se întind acestea. Când am văzut prima dată imaginile, și vreau să dăm din nou imaginile, vă spun sincer că prima reacție pe care am avut-o, primele imagini am văzut pe telefon. Și prima reacție a fost că asta e un fake. Că este imposibil ca niște clădiri să se prăbușească, având impresia că e un fel de implozie, s-a pus un explozibil major și ele se prăbușesc ca atare. Aș vrea să vedem imaginile, pentru că aș vrea să înțelegem, în opinia dumneavoastră, e un fenomen special. Uitați-vă la aceste imagini, da? Blocuri de locuințe și acestea au căzut la al doilea cutremur, la cel de 7,5. Sigur, clădirile fiind fragilizate, fiind... Priviți momentul în care ele se prăbușesc după al doilea cutremur. Și sunt totuși suficient de multe imagini de felul acesta ca să înțelegi amploarea ceea ce s-a întâmplat acolo. Multe clădiri de felul ăsta. Cum se prăbușesc ca turnurile gemene. O implozie perfectă. Acolo au explicat că au venit avionul, căldură mare, s-au topit stâlpii, pasă explicația oficială. Și s-a produs prăbușirea. De asta cad la fel, mult mai mici, mă rog, dar cad la fel. Corectă observație. Ce s-a întâmplat? Cât de mare a fost puterea acestui cutremur? Puterea a fost foarte mare. Problema este că, în mod normal, n-ar trebui să se întâmple în acest fel. Deci ori sunt probleme de... Ori au jos la baza clădirii, au făcut spații, au tăiat din rezistență, cum s-a întâmplat și la noi. Și la noi, sigur. La Scala, de exemplu, Scala a avut tot acest gen de prăbușire. Dar acolo e clar, acolo s-au tăiat tot, mulți stâlpi de rezistență ca să facă spațiul, da, să modifice și, practic, în momentul când, doar ce a fost puțin mișcată clădirea, s-a prăbușit. Ori sunt
probleme de astea de structură, ori materialele sunt prost. Adică, nu știu, cred că e o problemă totuși de... Haideți să ne referim la puterea cutremurului. Au fost mai mulți specialiști care au comparat puterea acestui cutremur cu ceea ce poate să facă o bombă atomică, folosindu-se ceea care a fost folosită la Hiroshima. Și am văzut mai multe calcule de felul acesta. Cum ne puteți explica pe înțelegerea noastră a celor care nu au suficient de multe, suficient de multă pregătire în fizică pentru a înțelege puterea acestui cutremur? Păi gândiți-vă că acest cutremur, să zicem primul cutremur, a produs o rupere în scoarța Pământului pe o lungime cam de vreo 300 de kilometri. Se estimează deocamdată. Deci este o rupere în scoarță pe 300 de kilometri. Chiar dacă e la o adâncime de 10-20 de kilometri, deci nu e prea mare și totuși la adâncimea aia sunt presiunile straturilor deasupra, este foarte mare. Ori ca să poți să produci o rupere cu o asemenea dimensiune și ruperea a avut ca deplasare, a avut până la 3 metri. Ce spuneați înainte nu e corect. Adică Turcia nu s-a deplasat cu totul cu 3 metri. Pentru că nu se poate, dar s-a deplasat în zona respectivă pe această fale. Într-adevăr, a fost o deplasare de 3 metri. N-am spus eu, l-am citat pe un seismolog din Italia. La adâncimea respectivă. Deci sunt forțe extrem de mari ca să produci asemenea efecte. Bun, și atunci... Dacă sunt forțe într-atât de mari, dacă fenomenul este într-atât de mare, dacă există această rupere a scoarței pe 300 de kilometri, nu cumva e posibil ca, de fapt, puterea cutremurului să lovească în felul în care a lovit, chiar dacă clădirile nu erau într-atât de fragile? Pentru că, totuși, ar fi ca multe clădiri să fie într-atât de fragile să cadă ca un... Oricum, este evident, mai ales că avem de-a face un cutremur de suprafață, un cutremur mare, sau două cutremure mari, nu mai multe replici peste 6. Și multe replici, deci e clar că oricum te-ai fi așteptat să ai efecte de acest gen, pentru că la cutremurile de suprafață, spre deosebire de cele de adâncime, dacă ne referim la cele din Vrancea, chiar și când construcțiile sunt destul de bine făcute, efectele pot fi atât de mari încât să nu reziste la forțele care există. Deci se poate rupe scoarța, de exemplu. Pur și simplu. Deci apar ruperi la suprafața scoarței. Se văd niște ruperi de felul ăsta acolo unde sunt autostrăzile, în mod special. Exact. Sunt niște... S-au deplasat niște ruperi care spart din filme hollywoodiene. Ori în momentul în care se rupe scoarța... Dumneavoastră a fost primul care a spus nu exclud varianta să există o legătură între ceea ce s-a întâmplat în Turcia și faptul că am avut acele cutremure ieri și iată un nou cutremur astăzi. Cum explicăm asta, domnule profesor? Aici aș vrea câteva precizări ca să lucrurile să fie cât mai clare și să nu apară neînțelegeri. Una din ele este cu cutremurul din Vrancea care s-a produs astăzi. În mod sigur, nu are nicio legătură. Aici pot să... N-are legătură. N-are legătură. Cele din Vrancea sunt cu totul izolate față de ce se întâmplă în Turcia. Chiar nicio legătură. E un cutremur absolut normal care s-a întâmplat să fie astăzi. Dar în Franța sunt cutremure de acest gen destul de frecvent, atunci nu e nicio surpriză. Pentru cele de la Râmnicu Sărat, cele de suprafață, trebuie să înțelegem un lucru care să fie cât mai clar. Dacă ne referim la forțele tectonice care există permanent în scoarță și dacă aceste forțe acționează permanent, să zicem, pentru Turcia într-un anumit mod, ceea ce se întâmplă în țara noastră este cu totul altceva față de ce se întâmplă în Turcia. Deci dacă privim la problema la scara, hai să zic așa, static, adică dacă ne referim la o scară mare de timp și privim ce se întâmplă acum, faptul că apare un cutremur în Turcia nu schimbă cu nimic situația, sau foarte puțin, situația tectonică în România. Asta din punct de vedere static, a zic eu. Dacă privim puțin dinamic, apare și alt aspect. Dacă se produce cutremur mare, cum a fost cel din Turcia, apar aceste unde seismice, apar și niște unde de șoc care se propagă în scoarța terestră. Și dacă, dar numai dacă, într-o anumită zonă, cum ar fi, de exemplu, Râmnicu Sărat, aveai, zona respectivă era deja încărcată. Era foarte sensibilă, e sensibilizată foarte. Deci cutremurul s-ar fi produs oricum la Râmnicu Sărat. Dar părerea mea e că posibil să s-i produs întâmplător, să n-aibă legătură, într-adevăr, cu ce s-a întâmplat în Turcia, dar e posibil în același timp că aceste unde care s-au propagat, ele ce se întâmplă? Creează niște perturbații. Îi dă un impuls. Da, perturbații în tensiune, care nu sunt mari, să nu credeți că sunt mari, dar sunt suficiente, dacă zona este încărcată într-adevăr, să declanșeze cutremurul. Cutremurul, dacă n-ar fi fost cel din Turcia, s-ar fi produs probabil peste o zi, peste două zile,
mă rog, e greu de spus. Așa e, dacă vreți, acea picătură sau cel bobârnac care cumva a declanșat. Dar nu înseamnă, de aici să nu se înțeleagă că apare confuzia asta, nu înseamnă că cutremurile din Turcia influențează cutremurile din România, din Franța, decât în acest sens. Dar asta e un caz foarte particular. Dacă, de exemplu, nu se întâmplă această coincidență că acea zonă să fie deja încărcată, nu se întâmplă nimic. Da. Acum, deci nu este o influență... Haideți să ne concentrăm un pic pe ceea ce se întâmplă la noi și pe temerile oamenilor. Temerile oamenilor legate de România, și avem un material pe care colegii mei l-au pregătit și despre care noi am vorbit aseară, pornind la un studiu. România este extrem de nepregătită pentru un cutremur mare. Noi știm asta. Știm cum este Bucureștiul și o să vedem acum în acest material. Sunt și alte zone care nu sunt mai bine pregătite. Și... ar fi o excepție aici totuși, că ați chiar arătat înainte. Intervențiile astea de urgență, deci sistemul de a acționa în urma cutremurului, mă rog, cum se numește, în situația echipele de totuși, salvare, părerea da. Mea e că... își fac meseria bine, dar sunt puține și... Bun, ele își fac meseria bine, însă la ce date sunt cu privire la ce s-ar putea întâmpla în România, te întrebi ce mai pot salva. Pentru că aici este o mare problemă și o să vedem, când colegii au materialul pregătit să-mi spună, îi rog, pentru că temerea legată de faptul că ar putea să fie un mare cutremur în România este fundamentată pe mai multe lucruri. Unele sunt științifice, altele sunt pur și simplu legate, dom'le, dacă s-a întâmplat în Turcia, cine știe ce, unde, oamenii nu știu să explice, însă temerea de multe ori nu este explicabilă. Da? Și mai există temerea, despre care am vorbit și aseară, că se poate întâmpla așa ceva odată la 40 de ani. Că din punct de vedere statistic, nu este dovedit științific, dar din punct de vedere statistic, avem un cutremur mare la 40 de ani, au trecut din 77, 46 de ani și am putea în felul acesta să ne gândim că există riscul, statistic vorbind, să se întâmple un cutremur mare. Credeți în acest calcul? E o statistică. E o statistică chiar simplă. Aș corecta puțin. Deci, nu înseamnă că se produc cutremure la un interval fix de 40 de ani. Există o, cum să vă spun eu, o activitate medie. Deci, practic, se știe clar că au fost cutremure care au apărut la intervale mai mici, de 10 ani, să zicem, și altele la 50 de ani. Sau. Deci, nu vorbim de un interval bine precizat, dar ce putem spune este că, în medie, putem să ne așteptăm la 2-3 cutremure pe secol, care pot să apară mai grupat. De fapt, cam așa cred că se și întâmplă, din ce am observat, și în Vrancea. Sunt perioade în care apar mai multe cutremure mai mari, relativ mai grupate în timp, în intervale de 30 de ani, 3 cutremure peste 7, sau cum a fost secolul trecut. Și sunt perioade mai lungi, și noi suntem acum într-o perioadă asta mai lungă, în care nu ai cutremure mari. Ai cutremurele mici, care sunt permanente. Se pare că e o chestie, pare să fie o chestie specifică zonei Vrancea și numai zonei Vrancea. Se pare chiar și la nivelul globului apar astfel de grupări în timp. Deci nu putem vorbi de 40 de ani. Dovadă că deja au trecut. Priviți, vă rog. Dar că va veni un cutremur